Bună tuturor! Vlogul de astăzi m-am gândit să fie puțin mai diferit. Am avut o idee nouă. Dacă o să vă placă, o să continui. În ce constă asta? Este vorba de school taxi. Adică toată lumea cine dorește din Oradea sau unde mă aflu eu în momentul respectiv poate să-mi dea un mesaj pe pagina mea Gașchi Garaj. Se spune la ce școală este, când iese de la școală și prin alegere o să ridicăm câțiva copii. Astăzi am ales doi. Pe unul cheamă Alex și pe unul Andreas, este italian. Amândoi sunt de la aceeași școală, Alex mă cunoaște și împreună cu Alex o să-i facem surpriză la Andreas, alias Gabi. Am pornit de acasă, trebuie să iasă și băieții de la școală. Sunt foarte curios ce reacție o să aibă Andreas. O să ne plimbăm puțin cu ei și povestim, râdem, vedem ce se întâmplă. Am ajuns la școală, dar a trebuit să mă ascund, că Andreas a ieșit puțin mai repede și să nu mă vadă să-i strice surpriza. Mă așteptăm încă 10 minute până este toată lumea și mergem în față să vedem ce se întâmplă. Foarte mult timp. Da? Și? Prima părere? Bestială. Hai nu să dăm o tură cu ea și mai povestim. Ok. Alex? Hai. Ciao! O, hai de m-am ascuns, că am crezut că ești pe afară, pe aici. Pe undeva și... Nu, no, da, eram acolo sus. Vrei să fac ceva. Fainoșago. Fainoșago. Fii atent cum trece. Ați trecere aici? Da, nu știu ce pare. Ceau verde. Și te-ai prins când ți-a zis Alex că vin la școală sau n-ai știut despre ce vorba? Adică m-au spus amu. Că... Așa ceva. Că altfel stătea acasă băiatul. Da, nu, dar am ieșit la 10 jumate și nu. Știu că locuiești chiar lângă mine. Serios? Da. E bun atunci. O să fug repede să alimentez un pic că stă prost mașina, dar... Da. Nu o opresc? Hmm? Nu, povestește ceva. Da, ce zici? Cam mica cine spate, dar este fain. Dar trebuie să te las în față. Lasă-mi, stai și... E pizdosă. Dar zi mai tare. E pizdosă rău, na? E pizdosă rău. Știu. Ai zis ieri, uite, astăzi. Ai mai fost? Aș putea fost un șeptar, nu? Nu. Asta e unicată. O, stă fără. Zâmbește la cameră. N-am ieșit. Uai, mulți să facă.
fost Logan. Cum? Cu sloiul. Eu, da. Un centimetru. Ce facem, ce se întâmplă, că l-aș fi luat cu noi, îți dai seama că e cu noi. Păi nu știm, suntem uimiți. Eu ești uimit, tu mai ești uimit după atâtea plimări. Da, mai ales. El e foarte uimit, îți dai seama. Mm-hmm. Zi-ne ceva despre tine, Andreas. Ce zic? Nu știu ce zic. Hai, zic. Ce mașini îți plac? Am una în particular, foarte... care stă foarte la inimă, e un Dodge Charger. RT din 69. Wow, e foarte frumos modelul. Place, e ăla cu stopul ăla lung și vine așa puțin mai îngroșat. Da, da. Ăla și tot așa, un Dodge Challenger SRT. Hai du. Drift cu dita mai limuzina, nu? Da, da. Ne se poate. Din păcate sunt foarte rare și foarte scumpe mașinile alea. Și altele. Altele. Europenele ți le fac? Audi A4 și A7. Îmi place foarte mult S4 de generația asta nouă. Bine, 3000 FSI-ul care l-am avut eu, îmi dai seama, e de la 333 de cai de fabrică. 6. Și îl urce în aproape 550 cu stage 2. Deci, duce n-ai bine. Treabă. M-ați ducă și cutia. Da, da. Eu am terminat doua. Asupra e pus ăsta, scaun. Da, am pus amândouă scaunele. Amândouă. Am terminat-o. Am pus tot interiorul înapoi. Și acum urmează ca să golesc tot interiorul, să trimit mașina la roll cage și după aia să dau motorul jos ca să îi pun turbo și toate piesele pe el înapoi. Unde e mașina, Alex? O dai în parcare. Eu zic să pot și aici în spate la Audi ăla. Și mă duc eu. Ma. Și Andreas, hai în față. Ah, ok. Ma. Coboară-te cu grijă. Ceau, bro. Ceau, mersi de surpriză. Da, da. Grijă de tine. Salut la Durexel. Poftim? Salutări la Durexel. Durexel e hamsterului. Da, da. O să-l salut. O să faci cunoștință. Da, să-l aduci odată. După cel mai învăț. Normal. Da, distracție. Ceau. Vrei să vezi ce știe un Serena 7? Da, da. Fii atent, apăs un buton și te dau pe spate acum. Hai de gust. Și la propriu și la figurat. Nu! Se mișcă scaunul. Tu ieși, mă rog. Da. Deci e bine pentru tine. Și încă unul, un Mazda. Mazda, nu Toyota. Eu?
Toyota era, nu știu. Sigur, Toyota aia neagră. Aia neagră, da. Aia neagră, aia e Toyota GTX 6. Ce? Aia rupe. E tracțiune spate, manuală și bombă mașină. Deci e bombă. Ai mers la concursul, da? Mai mă duc când se fac. Dar deocamdată nu s-a mai făcut nimic, așa cum și iarna. Și iarna nu se ține nimic, nici drag, nici drift, nici expo-uri. Abia aștept să-mi iau și eu carnetul. Cât mai ai la carnet? Câteva luni. Nu, pe bune trebuie învățat. Și după aia îmi iau ceva. Așa, nu-mi iau nu știu ce, că... N-am nici foarte mulți bani de parte. De ce nu ți-e un Golf 4 în 8 turbo? M-am gândit la un GTI. Tot așa, Volkswagen GTI. Ah, Golf 6 GTI. Golf 5, pardon, GTI. Golf 5 GTI, să știi că ți-ai unul din 2006 cu 6-7-8000 de euro în stare foarte ok. Și mașina e foarte potentă. Adică dacă îți place manualul, n-ai nicio treabă, pentru că îți ține foarte bine. Și dacă distrugi ambreiajul, pui unul mai tare. Dacă ți-e iară DSG, DSG-ul nu ține numai 350-400 de cai. Deci din start te limitează un pic. Îți mai iei o altă mașină? Da, îți dai seama că îmi doresc altă mașină, nu? Da, și eu. Da, mi-ar place o mașină nouă. Acum, vedem la anul, că nu mai are să cumpăr o mașină din 2015. O să cumpăr o mașină din 2016-2017, dacă tot intrăm în 2017. Și la ce te-ai gândit? Stai să nu sunt surpriză. Nu? Să fie surpriză pe anul viitor, să vedem ce se întâmplă, dacă place la lume. Până acum, toate mașinile mi-au plăcut, toate. Care ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult? Audi. Audi? Mhm. Îmi pare rău că n-am apucat să duc cu el, dar las că să duc cu Supra. Hai, dacă... Bine, cu aia mai la vară, să avem loc să ne învârtim un pic, știi? O Nins acum prima Ninsoare și am ieșit puțin cu ea. Și am ieșit de pe o stradă, am intrat pe altă stradă și era așa un fel de S. Da. De pe stradă de la stadion la strada mea, știi? Da, și prin strada principală. Am dat de fund, dreapta și după aia stânga. Și era o babă și a început să-și facă cruce. S-o speria foarte tare. Bine, a fost totul foarte controlat, dar baba nu se aștepta ca să dai seama, se întâmple chestia aia, că nu te aștepți. Să mergem un pic aici la stadion să te las să te joci cu perlele, vrei? Oh, da. Na, cum e? Foarte joasă. Cum e? Foarte joasă. Care e feeling-ul? Că e pici, de fapt, în da, mașină. Da, parcă aș pica. Parcă m-aș întinde pe șezlou. Așa. Wow. Tu la ce mare ești, ești cam greu din ea. Da, da. Ai. Ăsta e compresorul care face aer, care îl bagă în butelie. Și ne permite nouă să ne jucăm cu sistemul. Mai joacă de pică. Ia, încearcă să bagi piciorul sub ea. Dar ce părere ai? Bestial. Dacă aș putea, m-aș lua și una de asta și m-aș face așa, efect. Ai copia-o. Aș copia-o, da. Cum e cu piciorul? Da, coboară de tot. Coboară tot. Coboară de tot, spatele, și acum bagă piciorul sub ea, să vezi.
Coboară și fața. Și acum hai să vezi în față. Haide. Trei de aia ce? Nu, nici cât are, 2 cm. Aproximativ, da. Și nu mai pot să cobor mai mult. Ce? M-am jucat tot o zua cu ea. Joacă cât de cât poți. A fost foarte fain. Merge ca viteza luminii. O ador. Dacă aș putea, aș lua-o acum. Asta fie de Crăciun așa. Ar fi tare. Și mulțumesc că mi-ai făcut să fiu cu tine și să mă duci. Deci a fost ok surpriza. Da, fost... foarte, foarte. Na, mă bucur că am putut să te fac fericit. Bun, mă bucur că am făcut chestia asta împreună și ne mai vedem. Am făcut și poze, te-ai jucat și cu suspensia. Acum ce mai vrei de la Moș Crăciun? Mașina asta! Cred că tu și încă 52.000 de oameni. Cred că da. Și-o doresc. Plus încă câțiva care nu dau like și subscribe. Asta e partea a doua. Tura asta. Mă bucur că te-am surprins și mai vedem. Nu mai vedem, grijă de tine, hai. Ok, mersi. Spune un ciao tuturor sau spune-le ceva la oameni. Ne auzim, ciao. Atât le spui la oameni, te-am urmărit. Nu, scuze. Vă salut. Nu știu ce să zic, sincer. Ce zici de gajul Key Garage? Bestial. Bestial? Da. Colecția toată de mașini care au fost, alte idei, propuneri, ceva? Dacă s-ar putea pune un Dodge. Un Dodge? Da. O să încercăm să filmăm și un Dodge. Și pe viitor ce ai vrea să se mai întâmple? Referitor la fani, la nu știu, spune-le lor ceva direct. Sincer nu știu. Ai emoții, așa ai? Da, foarte. Las că trec astea, hai. Baftă. Ciao. Mersi, ciao. Și acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Aștept un like, un share și niște idei pe viitor. Dacă v-a plăcut această idee de school driving, o să fac cât mai multe și să vedem reacțiile lor. Ați văzut, mulți sunt puțin emoționați la început, neștiind ce se întâmplă, crezând că sunt vreun figurant în puțin nenorocit cum se vorbește despre mine. Asta e partea a doua. A fost fain, e fan când cunoști oameni care nu știu nimic despre tine și după aia ajuns să-ți fie prieten. Mult succes tuturor și pe data viitoare!